Pacea Domnului. E bine să fim din nou în casa Domnului, când lumea e așa de frământată și așa de nesigură. De aceea să-i mulțumim Domnului prin cântarea Înaintea ta, Iisus iubit, 179. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea ta în această seară de Sabat Sfânt să-ți mulțumim din toată inima că Tu ne-ai călăuzit cu bine până în prezent. Îți mulțumim pentru binecuvântările Tale, ocrotirea Ta și tot ce dorești Tu să faci pentru noi. De aceea Te rugăm și în această oră, prin prezența Ta, să fii în mijlocul nostru și să ne vorbești prin cuvântul Tău și prin servul Tău, pe care Te rugăm să-L binecuvintezi. Amin. În brațul Tău ne încredințăm cu toate problemele de care dorim ca Tu să ne eliberezi și să ne ajuți cu pacea Ta, ca în sabatul Tău să simțim că Tu ești Tatăl nostru. Și numele Tău să fie lăudat și preamărit pentru toate, și acum și în veci de veci. Amin. Amin. Pacea Domnului. Pacea Lui nu vine decât într-un anumit fel. Zice, cine cugetă la cuvântul Domnului, găsește fericirea. Și cine se încrede în Domnul, este fericit. Fericirea, pacea Domnului, acea liniște interioară, se dă cu condiția să te încrezi în El. Noi toți de aici cugetăm la cuvântul Domnului, deci am găsit fericirea, dar nu înseamnă că și suntem fericiți.
Am găsit fericirea, am înțeles în ce constă. Dar dacă nu ajungem să ne încredem în El, nu putem fi fericiți. Și încrederea în Dumnezeu nu poate să fie pe gratis, să zic așa. Ea cere un anumit mod concret de a proceda. Deși noi nu aducem nimic, cum am cântat în cântare, eu altceva nimic n-aduc decât o vină grea. Ceea ce este propriu nouă nu este nimic bun. Orice gând bun, orice faptă bună din viața mea este inspirată de El, este făcută cu puterea Lui. De aceea trebuie să depindem, să învățăm să depindem total și să nu avem în noi nicio mulțumire de sine. Mulțumirea că Domnul este cu noi. Dacă suntem mereu triști, că nu suntem buni, nu suntem așa cum vrem, cum vrea Domnul să fim, înseamnă că încă ne încredem în noi. Pentru că noi nu putem fi buni. Și atunci noi trebuie să devenim optimiști, că Dumnezeu ne oferă mijloacele prin care să fim așa cum vrea El, dar nu le avem pentru că nu mergem pe calea pe care El ne-o deschide. Și aș vrea să reflectăm la cuvintele Domnului Hristos, prin care e prezența Lui aici, aceste cuvinte. După cum ați văzut, programul nu e încă gata, dar cei care au luat programe, care au venit mai devreme, au văzut că titlul meditației este Voi sunteți lumina lumii. Deci să deschidem la Matei, capitolul 5, versetul 14. Matei 5, 14. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Interesant, când spunea El ucenicilor aceste cuvinte, voi sunteți lumina lumii? Dacă ne uităm la începutul capitolului, e capitolul declaratoriu al programului Domnului Hristos, la începutul lucrării sale publice, când începe cu fericirile. Și apoi, imediat, voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii. Se adresează ucenicilor, că așa zice acolo în versetul 1 și 2, când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel. Fie că numai ucenicilor, fie că ucenicii plus toată mulțimea de acolo, le spune, voi sunteți lumina lumii. Cei mai vizibil în lume când pe un munte este plădită o cetate? Dacă nu este însă lumină în lume, o cetate așezată pe munte e invizibilă. Nu suntem noi cetatea. Cetatea e pusă de Dumnezeu, este adevărul lui Dumnezeu, dacă vreți, este ce ne oferă El, ce oferă lumii. Dar dacă noi suntem lumina lumii, atunci toată lumea vede cetatea care este pe munte. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Cum adică? Erau ei atunci de calitatea aceea de a lumina lumea? Domnul Hristos le-a pus în față obiectivul pentru care ei erau acolo. Ei acceptaseră ucenicia Domnului Hristos, voiau să fie cu Maestru, voiau să-L urmeze. Și pentru această pornire, pentru această cotitură din viața lor, le spune, voi sunteți lumina lumii. Nu că ajunseseră să fie lumina, dar le-a pus în față care este obiectivul și atunci ai motive să lupți, să realizezi ceva. În Isaia, capitolul 60, versetul 2, zice, întunericul acoperă pământul și negură mare popoarele. Cândva a fost la prezent această situație, dar când ne uităm la ce știm despre trecut și din puțina noastră existență, urmărim an după an ce se întâmplă, suntem îngroziți, poate, de ce vedem că se întâmplă în jurul nostru. În pași rapizi, societatea merge spre rău, spre degradare, la cele mai largi nivele. Perversiunea umană este atât de bine apărată. Copiii sunt obligați la școală să învețe că e natural
să fii pervers, e ceva îngrozitor, e incredibil. Și parcă lumea tace, ei și acolo auzi pe unul că vorbește, că protestează. E o degradare extraordinară. Zilele trecute, poate ați citit sau ați văzut la televizor, în Canada s-a legalizat bestialitatea, legăturile sexuale între oameni și animale. Lege, să fie protejați cei care fac așa ceva. E ceva incredibil cât de mult se degradează societatea. Mai mult întuneric și negru acoperă popoarele decât oricând. Ce facem? Unde-i lumina? Care-i lumina lumii? Suntem noi ucenicii Domnului Hristos, lumina care trebuie să împrăștie întunericul care învăluie popoarele? Scriptura spune că așa cum a fost în zilele lui Noe, așa va fi înainte de venirea Fiului Omului. Mișcările din lume arată clar către, se precipită către acest eveniment extraordinar de fericit. Refacerea tuturor lucrurilor, înlăturarea nelegiuirii, așezarea împărăției lui Dumnezeu în mod glorios. Zice despre ei că mâncau în zilele lui Noe și beau, se însurau și se măritau și n-au știut nimic până când a intrat Noe în corabie. Numai că Noe știa. Vedeți că nu se aplică la toți oamenii. Nu era rău că mâncau și beau ceva sănătos, că se însurau și se măritau așa cum trebuie. Dar dacă acestea devin obiectivul existenței, totul se strică. Atunci ele se pervertesc. Când plăcerea devine regulă, mintea se strică, corpurile se strică. Dumnezeu a pus plăceri, a pus pofte care trebuie în mod judicios folosite și cu rațiune, cu înțelepciune, cu lumina Duhului lui Dumnezeu pentru fericirea omului, pentru realizarea scopurilor celor mai înalte, acelea de a fi chipul lui Dumnezeu în univers și într-o lume care e degradată și merge spre pieire. Spune acolo că nimeni nu știe ziua și ceasul. Așa că fiți gata. E adevărat că nu faptul că venirea Domnului e foarte aproape și că lucrurile se precipită, acestea trebuie să ne convingă să aderăm la împărăția lui Dumnezeu. Aceasta e valabil în toate timpurile. Dar timpul acesta este special și este scris în Scriptură ca să ne învețe pe noi ceva și să ne determine la ceva. În Luca, la capitolul 21, deci Luca 21, de la 25 la 27. Luca 21, de la 25. Vor fi semne în soare, în lună și în stele. Și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri. Vorba de tulburări sociale, de stare proastă, degradarea societății, așa cum se întâmplă în zilele noastre, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Cataclismele care se întâmplă, perturbările din climat. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci, imediat legat de acestea, vor vedea pe Fiul Omului venind pe nor cu putere și slavă mare. Și acum, pentru mine și pentru dumneavoastră, când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Nu e vorba de reflexia noastră egoistă la ce se întâmplă, că vine izbăvirea noastră, nu-mi pasă de ceilalți. Ridicarea capetelor în sus, spre cer, nu este numai privirea noastră plină de speranță pentru venirea Domnului, dar este în același timp și atașamentul nostru crescut față de Cel care vine. Există
în spiritul profetic niște cuvinte foarte prețioase. Zice, deja judecățile lui Dumnezeu sunt răspândite în țară, după cum se vede în furtuni, în flăzi, inundații, în uragane, în cutremure de pământ, în pericole pe uscat și pe apă. Marele Eu Sunt vorbește acelora care anulează legea Lui. Când mânia lui Dumnezeu este turnată pe pământ, cine va fi capabil să reziste? Acum este timpul pentru poporul lui Dumnezeu să se arate statornici la principii. Când religia lui Hristos este cel mai mult sfidată, când legea sa este cel mai mult disprețuită, atunci zelul nostru trebuie să fie cel mai cald și curajul și fermitatea noastră de neînfrânt. Văzând aceste lucruri, deci trebuie să crească în noi opusul. A sta în apărarea adevărului și neprihănirii când majoritatea ne uită, să luptăm bătăliile Domnului când campioni sunt puțini, aceasta va fi testul nostru. Și acum, cel mai tare, în acest timp, noi trebuie să adunăm căldură din răceala altora, curaj din lașitatea lor și loialitate din trădarea lor. În loc să ne fim deprimați, să ne retragem, să ne izolăm, noi trebuie să ne încălzim și să luptăm pentru adevăr, să devenim puternici prin Duhul lui Dumnezeu de partea adevărului. Capitanul mântuirii noastre va întări poporul său pentru conflictul în care ei trebuie să se angajeze. Conflictul în care ei trebuie să se angajeze. Ce este de făcut? Eram ieri la aeroportul din Otopeni, nu din Otopeni, din Ontario, cu fratele Ștefan Radu, care pleca. Azi dimineață mi-a comunicat că a ajuns cu bine acasă. Și stând pe scaun și discutând, la câțiva metri de noi, doi bărbați tineri, o doamnă pe un scaun cu rotile și cu un copil în brațe, încep să se roage. Ia mâna Doamnei și se roagă cu ochii închiși, frumos, Domnul să-i călăuzească, să-i ocrotească, să nu știu ce. Ne-a plăcut foarte mult și curajul lui ca într-un loc public să se manifeste așa cum e normal pentru cineva care are nădejdea în Domnul și e conștient de prezența Lui. Și când a încheiat, am zis cu glas tare ca să mă audă, amin. S-a întors, s-a uitat mirat, s-a despărțit de doamna respectivă și de tânărul acela și vine la noi. Zice, eu sunt țigan, I am gypsy. Vorbea englezește perfect. I am gypsy. Eu nu fur, nu fac rele. Am soție și copii și cu ajutorul lui Dumnezeu o ducem bine din cauza asta, pentru că sunt cu el. Și, dar voi de unde sunteți? Și Ștefan i-a spus, de unde? Eu de unde? Dar i-am adăugat, noi suntem din România, de fapt. Să aveți țigani, sunt mulți, care e nivelul lor de viață? Îi spun, zic, știi țigănește? Zice, da. Și am început să-i spun, ec, dui, trin, ștar, panșo, efta, octonenia, deși, să-i spun câteva fraze în țigănește, care le-am învățat. Se uita la mine mirat și încântat, vedeam pe fața lui. De unde știi? I-am explicat cum și ce. Ce credință aveți? Vedeți, există diverse mijloace de a te apropia de oameni. Ce credință aveți? Ștefan îi spune, suntem adventiști de ziua a șaptea. Seventh Day Adventist. Ce este asta? Nu știu, n-am auzit. Deci am început să-i explic. Adventist înseamnă că așteptăm revenirea Domnului Hristos. O, zice, și eu aștept.
Zic, deci avem în comun aceeași credință. Și zic că nu ne bazăm pe ce zice unul și altul despre credință, ci numai pe cuvântul lui Dumnezeu, zice și eu. Zic, și de aceea ziua a șaptea înseamnă că ținem sâmbăta ca zi închinată lui Dumnezeu. Da? Cum? Și ce vreau să stăm de vorbă. Zice, dați-mi telefonul. I-am dat telefonul, zic, dăm dacă ai e-mail. Da, poftim, vreau să discut despre aceste lucruri. Oamenii, nici măcar unii, nici măcar nu știu că există adventiști de ziua șaptea. Cum suntem noi lumina lumii? Am rămas încântat de dorința lui de a comunica pe aceste teme. Duminica asta am să mă străduiesc să comunic. Vedeți, lumea e însetată de cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Nici eu, zice, nu vreau decât ce scrie aici. Nu mă interesează ce zice unul și altul. A căutat să repete ceea ce i-am spus. Și asta arată că este deschis. Oamenii sunt deschiși ca să primească adevărul. Trebuie să fim și noi gata, oricând, în orice moment, să realizăm legături cu oamenii ca să comunicăm cunoașterea despre El. Așadar, Domnul Hristos s-a rugat când se pregătea să plece în rugăciunea lui de mare preot din Ioan 17. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Asta am eu nevoie și asta aveți dumneavoastră nevoie. Singurul mijloc prin care noi putem să fim ceea ce Dumnezeu vrea să fim. Adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Poate avem o înțelegere mai restrânsă. Sora White spune, cum n-am auzit la niciun alt teolog, oricât de renumit ar fi, în Calea către Hristos, la capitolul Cunoașterea de Dumnezeu, și în parabolele Domnului Hristos, la capitolul Lucruri noi și vechi. Zice, cuvântul lui Dumnezeu este alcătuit din Cartea Naturii, cuvântul scris și providența lui Dumnezeu în viața noastră, experiența cu Dumnezeu. Dânsa nu numește religia ca ceva separat de știință. Satana este cu ideea aceasta, religie și știință, ca și cum ar fi lucruri diferite. Sora White numește religia știința mântuirii. Atât științele particulare, chimia, fizica, astronomia, matematica, ce vreți, biologia, cât și știința mântuirii, au aceleași reguli fundamentale. Adică, au o teorie, o explicație a esenței problemei. Diferența dintre ele e că fiecare se ocupă de un alt domeniu. Pentru fizică avem laboratorul de fizică, un tip de aparatură pentru fenomenele fizice. Pentru chimie avem un alt tip de laborator pentru schimbarea substanțelor, pentru combinații, pentru descompuneri. Pentru religie, o altă știință, știința mântuirii, avem alt laborator. Avem viața, avem relațiile cu societatea, avem cea mai complexă știință care pune la un loc toate științele particulare, și matematică, și fizică, și chimie, pentru că Scriptura spune că în Domnul Hristos sunt ascunse toate comorile științei și ale înțelepciunii. Dar El n-a vorbit despre acestea, științele celelalte particulare, pentru că problema noastră este asta, cu mântuirea, să ieșim din nenorocire, să ne câștigăm viața, să câștigăm viața veșnică. De aceea le-a lăsat pe toate care au specialitatea Lui și s-a ocupat de asta, de ceea ce ne e cel mai necesar acum, știința mântuirii. Așadar, natura, revelația și experiența. În toate științele este o teorie și este experimentul care verifică adevărul teoriei, care confirmă teoria. Sunt multe credințe. Toți oamenii au credință. Credința este facultatea cea mai înaltă a rațiunii. Și pentru că este cea mai înaltă și e o sinteză a tuturor celorlalte, e cea mai dificil de realizat corect. Trebuie să ai o călăuză foarte bună ca să realizezi credința corectă. Mulți, interpretând
fenomenele naturii, ajung la convingerea că Dumnezeu nu există. Credința lor se numește credința ateistă. Sunt oameni foarte credincioși. Cred că nu există Dumnezeu. Cea mai mare credință este a lor, ca dimensiuni. Pentru că cred o prostie infinită. Inexistența lui Dumnezeu. Dacă faci o sumă corectă a tuturor faptelor de experiență, ajungi la convingerea că nimic nu se poate explica decât prin existența celui infinit. Aceasta este prima lecție despre Dumnezeu, natura. Revelația confirmă și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care se strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Cine e luceafărul de dimineață? Eu sunt luceafărul de dimineață, zice Domnul Hristos. Te conduce profeția la Domnul Hristos. Profeția din Scriptură și din afara Scripturii, de la profeții lui Dumnezeu care nu au încăput în Scriptură. Spiritul profetic în toate dimensiunile lui. Aceasta este calea care ne conduce la Domnul Hristos și bine facem că luăm aminte. Dacă cumva ne socotim un sector sau altul, suntem în mare primejdie. Putem greși calea. Noi trebuie să învățăm acum nu numai teorii, să învățăm și instrucțiunile pentru acțiunile noastre concrete, care începând din seara asta, ne vor duce mai aproape de obiectivul pe care Dumnezeu ne-l pune în față. Care este obiectivul pentru mine? Care e obiectivul pentru dumneavoastră în zilele astea? Din capitolul 6, Patriarhi și Profeți, care se numește Set și Enoch, prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. În mijlocul unei lumi care prin nelegiuirea ei a fost condamnată la nimicire, Enoch a trăit o viață de o așa strânsă comuniune cu Dumnezeu încât n-a fost îngăduit ca el să cadă sub puterea morții. Fraților, ce suntem noi în comparație cu acest credincios, nu? Cu acest Enoch. Caracterul sfânt al acestui profet reprezintă, fiți atenți, starea de sfințenie ce trebuie să fie atinsă de cei care vor fi răscumpărați de pe pământ, care nu văd moarte. Adică de cei care în zilele noastre vor apuca venirea Domnului Hristos. Starea lui Enoch reprezintă starea care trebuie noi să o avem. Păi ce facem? Cum ajungem acolo? Tot stând așa și cu rugăciunile noastre anemice sau cu rugăciuni foarte, foarte înfocate și care nu cer nimica decât Dumnezeu să-și facă milă cu noi și să ne facă deodată sfinți. Niciuna, nici alta nu ajută. Există o cale anumită pe care Dumnezeu o recomandă și care trebuie urmată. Nu putem avea succes dacă nu urmăm sfatul lui Dumnezeu. Atunci, la revenirea lui Hristos, așa cum a fost și în lumea dinainte de potop, nelegiuirea va crește, dând frâu liber pornirilor inimilor lor stricate, cum și învățăturilor unei filozofii înșelătoare, oamenii se vor răscula împotriva autorității cerului. Deja am pomenit ceva din acestea. Dar, asemenea lui Enoch, poporul lui Dumnezeu va căuta curățirea inimii și conformarea față de voia sa până când ei vor reflecta chipul lui Hristos. Nemaipomenit. Vă amintiți în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 6. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Păi noi zicem. Dar acum urmează partea a doua. Când zice, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia tuturor, noi am ascultat jumătate din acest îndemn, pentru că din România până la California am ajuns la marginea pământului.
Oceanul Pacific fiind cel mai mare ocean, pământul din jurul Oceanului Pacific reprezintă marginea lumii. Duceți-vă până la marginile lumii, am ajuns. Acum n-a mai rămas decât să propovăduim Evanghelia. Și gata. Asta e problema. Cum o propovăduim? Cum suntem noi lumina lumii? Voi sunteți lumina lumii. Ca oamenii să vadă faptele voastre și să slăvească pe Tatăl vostru care este în cer. Toți avem, mai toți, cred, reputația că suntem oameni buni, oameni de treabă. Vecinii noștri, colegii noștri, știu eu cu cine ne întâlnim, mă, ăștia sunt oameni buni. Biblia nu zice așa ceva. Să slăvească pe Tatăl vostru care este în cer. Nu că voi sunteți oameni buni. Că oameni buni sunt mulți în felul în care societatea îi consideră. Dar când vor examina viața mea și a dumneavoastră, zică, măi, asta nu se explică omenește. E ceva din calea afară de minunat. Numai Dumnezeu poate să facă așa ceva. Slăvit să fie Dumnezeu care a făcut să fie asemenea oameni. Fraților, în fața noastră stă o lucrare extrem de serioasă. De la starea noastră să ajungem asemenea lui Enoch. Sau, mai un exemplu, Ioan. Ca profet, Ioan a trebuit să întoarnă inimile părinților către copii și ale celor neascultători către înțelepciunea celor drepți, ca să pregătească un popor gata pentru Domnul. În pregătirea căii pentru prima venire a lui Hristos, el a fost, Ioan, Botezătorul, un reprezentant a celora care trebuie să pregătească un popor pentru a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, Enoch și Ioan Botezătorul, modele pentru noi. Când a fost vorba de Ioan Botezătorul, de fapt, ucenicii l-au întrebat, Doamne, de ce zic cărturarii că mai întâi trebuie să vină Ilie înainte de a veni Mesia? Și Domnul le răspunde, da, așa este, dar vă spun că Ilie a și venit. Și ei au făcut ce au vrut. Și atunci ucenicii au înțeles că le vorbea despre Ioan. Ioan a fost o împlinire a profeției despre Ilie. Numai că Domnul a dat răspunsul cu două laturi. Deci așa trebuie să fie. Pentru că în prorocia din Maleahi, capitolul 4, zice așa, trebuie să vină prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului cea mare și înfricoșată. Deci era vorba de a doua venire. Numai că s-a aplicat și la prima venire. Dar mai cu seamă privește a doua venire. Vedeți, Ilie, Ioan, Enoch. Niște standarde fantastice. E imposibil noi să le ajungem. Trebuie numai și numai Dumnezeu să facă o minune cu toți, cu fiecare dintre noi și cu toți la oaltă. Foarte interesant ce zice mai departe despre Ioan. Că trebuie să învățăm, nu, din ce se scrie despre aceștia ca să știm și noi ce, unde să ajungem. Lumea este dedată la îngăduință de sine, self-indulgence. Erori și fabule abundă. Capcanele lui Satana pentru distrugerea sufletelor sunt înmulțite. Toți aceia care vor ajunge la sfințenie cu teama de Dumnezeu trebuie să învețe lecțiile temperanței și autocontrolului. Poftele și pasiunile trebuie ținute în supunere la puterile mai înalte ale minții. Poftele și pasiunile noastre trag într-o direcție, dar rațiunea, gândul la ce urmărim, unde vrem să ajungem, trebuie să ne ajute să ținem poftele și pasiunile sub control. Autodisciplina este esențială, pornind de la ideea de a menține poftele sub control. Autodisciplina este esențială pentru putere mentală și viziune spirituală, care ne vor face capabili să înțelegem și să practicăm sfintele adevăruri ale Cuvântului lui Dumnezeu.
Deci e vorba de mijloace concrete pentru a realiza capacitatea noastră de a înțelege cuvintele sfinte ale Scripturii. Pentru aceasta, zice în încheierea acestui pasaj din Hristos Lumina Lumii, pagina 101 în original, pentru acest motiv, temperanța își găsește locul ei în lucrarea de pregătire a celei de a doua veniri a Domnului Hristos. Ce înseamnă temperanța? Cum o definim? Spiritul profetic o definește așa. Abținere totală de la ce este dăunător și folosirea judicioasă de a ceea ce este bun. Abuzul de ceea ce este bun e rău. Asta zic eu, că m-am oprit acolo. Și abținerea de la și folosirea judicioasă a ceea ce este bun. Se încheie citatul și apoi am zis ceea ce am spus în continuare. Fraților, rațiunea trebuie îmbunătățită. Vă amintiți că în Romani, capitolul 12, versetul 2, zice să vă prefaceți, adică să vă transformați, nu să vă dați drept cine nu sunteți. Deci să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Mintea în capacitatea ei e bună, e ca un computer. Computerul care nu-i stricat lucrează bine. Numai că cei care învață computerele, în primele lecții învață că dacă bagi gunoi în computer, gunoi iese afară. Garbage in, garbage out. Dacă bagi o idee greșită într-o gândire corectă, logică, rezultatul e greșit. Noi trebuie să avem premizele corecte, ideile de plecare să fie corecte, ca într-o judecată corectă să ajungem la o concluzie corectă. Asta vrea Dumnezeu de la mine și de la toți ceilalți. Păi, cum să fiu sigur că judecățile de la care plec sunt corecte? Îmi trebuie lumină. Discutând cu Nicodem în noaptea aceea, Domnul Hristos zice, judecata stă în faptul că lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor sunt rele și nu vor să vină la lumină ca să nu li se vădească faptele. Deci, stilul meu de viață pe care l-am ales hotărăște dacă eu ajung la Domnul Hristos sau nu, dacă ajung la lumină, dacă voi putea să înțeleg cuvântul lui Dumnezeu. De aceea Domnul Hristos în Ioan 7 cu 17 zice, dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, acela va ajunge să cunoască. Dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Dar dacă ne oprim aici, dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, acela va ajunge să cunoască. Nu zice dacă ai cel puțin 7 clase elementare sau să fii mai ceva, să ai vreo diplomă, să ai nu știu ce recunoaștere din partea societății sau testul de inteligență să fie de la atâta în sus. Nu. Condiția este pentru toți proștii. Dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu. Fratele Nicușor Ghițescu povestea că stătea de vorbă cu un inginer despre cele ale cuvântului pe care îl interesau pe domnul inginer. Și domnul inginer tot trăgea din țigare. Și se întâlneau și discutau și fratele Ghițescu explica și domnul inginer asculta și se întorcea de unde a plecat. Nu vedea niciun progres. Și la un moment dat dânsul întreabă, domnul inginer, socotiți că e bine să fumeze cineva? Nu, zice, e rău. Dar zice, de ce fumați? Păi nu pot să mă las. Păi zice, domnul inginer, de ce nu vă lăsați? Că vă place, nu? Dacă nu poți renunța la o plăcere, care știi precis că este rea, nici cuvântul lui Dumnezeu nu îl poți înțelege. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu asta cere. Tot ce stă în calea ascultării de Dumnezeu să fie înlăturat. Am o rugăminte. Uite, acum o săptămână, două, trei, cât vom mai discuta, am să vă rog să nu fumați în acestea, după aia faceți ce credeți că e de făcut. Și domnul inginer s-a luat după ce i-a zis fratele Ghițescu și a început omul să înțeleagă. Și în cele din urmă s-a botezat, a ajuns și prezbiter într-o comunitate,
Fraților, fiecare are în viața lui defecte, el și le știe. E o treabă a lui să le rezolve cu Dumnezeu. Dumnezeu poate să ajute pe oricine, în orice problemă, dar el arată care e calea. Mergeți pe ea. Nu poți să mergi? Doamne, nu pot. Du-mă tu. Vreau. Nu-mi trebuie nimic altceva. Asta este. Și nu vreau să fac, să dau apropouri, dar am să citesc ceva. Este aici o meditație dintr-un devoțional din spiritul profetic. Un devoțional anual, știți, pentru fiecare zi din an câte o meditație. Zice acolo un scop de atins în devoționalul care se numește Maranata. La ziua din 23 februarie, zice, mari reforme trebuie văzute între poporul care pretinde că așteaptă apropiata venire a lui Hristos. Reforma sănătății trebuie să facă în poporul nostru o lucrare care nu a fost încă făcută. Sunt aceia care trebuie să fie treji la pericolul mâncării cărnii. Zice cineva, bine, dar e sănătoasă, curată? Nu, citesc citatul și o să putem să-l explicăm mai departe. Care încă mănâncă carnea animalelor, punând în pericol sănătatea lor fizică, mentală și spirituală. Atrag atenția, nu fac aluzie la nimeni, chiar dacă nu-i cunosc. Mă refer la un sfat care este dat pentru mine și pentru alții. Zice, mulți care acum sunt pe jumătate convinși cu privire la mâncarea de carne, vor părăsi poporul lui Dumnezeu și nu vor mai umbla cu ei. Deci cei care sunt pe jumătate convertiți, nu e vorba de cei care zice nu-mi pasă, nu mă interesează. Da, e bine, da, știi, mai am de făcut ceva. În încheiere, din nou și din nou mi s-a arătat că Dumnezeu încearcă să ne conducă înapoi, pas cu pas, la planul lui inițial, ca omul să nu trăiască decât cu produsele naturale ale pământului. Printre aceia care așteaptă venirea Domnului Hristos, mâncarea de carne va fi înlăturată, ea va înceta să formeze o parte din dieta lor. Și acum, pentru toți, fiecare se găsește la un nivel mai aproape sau mai departe de acest obiectiv. Noi trebuie totdeauna să ținem acest scop în vedere și să luptăm cu fermitate către el. Ce problemă este când ești sfătuit într-un fel și reziști? Se produce din punct de vedere spiritual o reținere, o rezervă, o închidere. De aceea are efect asupra sănătății spirituale în primul rând și fizică și mentală. Un scop de atins. Ce vreau să spun? Care este obiectivul Domnului Hristos? În rugăciunea sa de mare preot a zis: eu, Hristos, în ei și tu în mine, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis. Noi nu avem lumină pentru că personalitatea Domnului Hristos nu este în caracterul nostru. Zice, dacă cereți ceva în numele meu, voi face. Cereți orice veți vrea și vi se va da. Ce înseamnă a cere în numele Domnului Hristos? Asta e întrebarea. Adică să folosim numele Lui la începutul rugăciunii și la sfârșitul rugăciunii. Și o cam facem. Numai că cineva mai deștept, poate inspirat, în mod sigur inspirat, în calea către Hristos, zice așa: dar a te ruga în numele Lui Iisus e ceva mai mult decât doar a menționa acest nume la începutul și la sfârșitul rugăciunii. Înseamnă să te rogi
cu mintea și Spiritul lui Iisus, în timp ce credem promisiunile Lui, ne bazăm pe harul Său și lucrăm lucrările Sale. Indiferent ce fac, indiferent ce facem, chemarea noastră este: mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și mai zice: și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Asta se cheamă doctrină. Că mulți predicatori și de la anvoanele adventiste spun: dragostea Domnului Hristos, dragostea Domnului Hristos. Doctrina mai într-o parte. Învățați-i să păzească ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi. Cu alte cuvinte, dacă nu învățați tot ce v-am poruncit, eu nu sunt cu voi. Făgăduința prezenței Domnului Hristos este numai dacă învățăm pe oameni tot ce ne-a poruncit El. Dar cum să-i învăț dacă eu stau prost în privința asta? Fraților, nimeni dintre noi nu este bun. Zice: căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta, credința, nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dar versetul următor, 10, pe care nu-l mai citează cei mai mulți creștini, zice: căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu ca să umblăm în ele. Dacă mă veți vedea vreodată pe mine făcând vreo faptă bună, să știți că nu este a mea, e aceea care a pregătit-o Dumnezeu ca să umblu în ea. Și aceasta este făgăduința pentru fiecare, fără excepție. Niciodată, niciun om pe pământ n-a trăit bine decât prin Duhul lui Dumnezeu. Biserica primară, având în față ordinul Domnului Hristos, duceți-vă și propovăduiți Evanghelia, și cuvântul de avertizare: rămâneți în cetate până veți primi putere de sus, i-a făcut pe ei să capete puterea în 10 zile. De ce? Pentru că știau pentru ce să se roage. Noi ne rugăm bine, frumos: Doamne, ajută pe fratele cu tare, pe sora cu tare, pentru boala lui, pentru problema lui spirituală, corect, exact ce trebuie. Dar nu suficient. Ei se rugau pentru putere de sus ca să îndeplinească mandatul care Domnul i-l-a dat. Să ne ajute Bunul Dumnezeu pe mine și pe fiecare dintre noi să ascultăm de El și El să fie Domnul nostru. Secretul lui Enoch, tot în spiritul profetic, este... Am aici pe 22 aprilie și cu asta închei. 22 aprilie, într-o altă meditație, se numește cartea Reflectând pe Hristos, citate din spiritul profetic. În 22 aprilie, ca un scut împotriva ispitei și o inspirație la puritate și adevăr, nicio altă influență nu poate să egaleze pe aceea a simțului prezenței lui Dumnezeu. Fraților, dacă doi sau trei sunt adunați în numele meu, zicea Domnul, sunt și eu în mijlocul lor. Dacă doi sau trei de aici ne-am adunat în numele Lui, în sensul de a dori ce vrea El, El este prezent aici. De ce nu se arată? Ca să nu, să nu ne forțeze. Dacă ar apărea aici Domnul, în chip vizibil, știu eu, totuși reținut ca să nu murim, toți am cădea în genunchi sau poate am cădea pe burtă în fața Lui, hotărât să facem exact ce zice El. Astea sunt cuvintele Lui. El a fost prezent nu numai prin cuvintele acestea. Prezența sa fizică este. Unde mă voi duce departe de fața ta? Unde mă voi duce departe de Duhul tău? În locuința morților, în cer. Tu ești acolo, omniprezent. Domnul să ne ajute să fim conștienți de prezența Lui. Asta i-a făcut pe Enoch și Noe să umble cu Dumnezeu. Adică avea un gând că Dumnezeu este prezent. Asta înseamnă a umbla cu Dumnezeu. Și atunci te comporți
în acord cu acea conștiință acestui adevăr. Domnul să ne ajute mie și dumneavoastră să realizăm aceasta. Și atunci se împlinesc pe deplin cuvintele: voi sunteți lumina lumii. Amin. În numele Domnului și spre lauda sa, vom intona pentru încheiere cântarea 365, Numai cu Iisus doresc a merge. Îți mulțumim, Tată Ceresc, pentru harul acordat de a fi din nou într-un sabat sfânt și la începutul acestui sabat să ne vorbești din cuvântul Tău din nou, amintindu-ne de misiunea încredințată nouă de a fi lumina lumii în această beznă și întunecime acestei lumi unde cel rău caută să țină lumea în întuneric spre a nu veni la lumină, dar te rugăm, aprinde tu lumina în locurile întunecoase, prin copiii tăi, prin toți aceia care au luat cunoștință de adevăr, ajută-ne să nu fim nepăsători față de mântuirea noastră și a celor din jurul nostru, ci dă-ne înțelepciune spre a folosi bine ocaziile de a te prezenta și a arăta că există salvare din această lume care e în stare de disperare, de dezorientare și atât de departe de realitatea care ar trebui să trezească interes pentru cele spirituale în orice suflet. Trezește pe toți aceia care doresc să te cunoască. Nu ne lăsa nici pe noi să fim nepăsători și întărește-ne să putem să folosim bine ocaziile de a te prezenta pe tine. Prin toate dorim ca numele tău să fie cunoscut, înțeles, ales, urmat și proslăvit și acum și în veci. Amin. Amin.